Neața lumei, continuăm jutsu ca cu episodul 10. În sfârșit vedem ce neaba se întâmplă după sigilarea lui Gojo și începem așa cu un frumos screen aici. Deci că pc meu când își dă eroare, de aia a trebuit să-mi bag Windows-ul ieri. De aia n-am mai făcut nici live, am stat o grămadă să refac toate ăștia și n-am mai apucat să mai fac altceva. Și de fapt aici se pornea Mecamaru, că știți că așa s-a terminat cu ăsta care s-a pus pe urechea lui Itador și ce, bă, vedeți că s-a sigilat Gojo. Doar că Itador e aici le din ureche și dă cu el de pământ. Ia, pleacă acasă. <laughs> ce e mo este asta care mă în urechea, nu cunosc. Și după asta zice, bă, stai, -mă, stai că sunt aliatul To, nu da cu toți de toți pereții. T Ascultă, numai ce am să zic. Gojo a fost sigilat. Între timp, Gojo aici, care era tot așa prins, m-am gândit că bă, gata, de acum îl vedem în cutie. Nu, încă mai se ceartă ăștia puțin. Ghetto zice, bă, ne vedem în lumea cea nouă. Gojo zice, mă, cât timp o să-l mai lași pe ăsta să facă ce vrea cu corpul tău? Suguru. Și începe mâna să-l atace. Da. Ghetto e strâns de gât de mâna lui Ghetto. Mă rog, Ghetto care i posedă corpul. <laughs> și strângea pe ăsta de gât și zice, bă, incredibil, nu mi se crede. Pentru prima dată când na, iau corpul cuiva și corpul mă atacă. Și zice, lui Mahito, bă, Mahito, mai știi că tu ziceai că mai e sufletul și după aia corpul? E bine, uite, ăsta fără suflet mă atacă, cum naiba? Se pare că corpul e partea sufletului. Mahito zice, băi, sigur că lumea nu funcționează diferit pentru tehnica mea și tehnica ta. Deci vrei să zici că fiecare tehnică are propria ei viziune asupra lumii? O fi, bună idee. <laughs> Între timp, Gojo care zice, bă, am o sigilat, sal, sau sal, că m-am plictisit. Ai dreptate, ai dreptate, zice Gheto, dar vrea să vină cineva să ne întrerupă. Da, și asta. Așa că hai, gate close și se închide ăsta, sigilează pe Gojo. Bă, dar într-o cuticuță atât de mică. Și acum ce facem cu asta, că nu mai putem folosi? ține un singur om. Numai dacă moare la dinăuntru, mai putem folosi, altfel n-ai ce face. După asta, înapoi la mei mei și gruparea, mei mei zice ăsta, bă, dar ce dovadă ai tu ca să te cred? N-am nicio dovadă, sincer. Dacă ar fi să dovedesc cu ceva, e faptul că sunt aici. Am fost omorât pe 19 octombrie de Mahito. Și faptul că el e aici, genial și-a trimis bucata asta din el de dinainte, preventiv, așa. Și chestia asta s-a activat, i-a pus el condiții de activare să se activeze după ce Gojo a fost sigilat. Și aparent, păpușile astea le-a trimis numai în trei locații. Itadori a fost cel mai puțin probabil să dea informații informații mai departe, că știți că i căutau spionul. Și ținând cont de situația în care ne aflăm, mei mei, tu cu siguranță nu ești spionul. Pentru că cineva atât de bine pregătit în a aduna informații cum era ea cu brăbeții ei, a fost trimis aici la stația asta, în loc să se ducă la Shibuya. Plus că Itadori oricum nu avea nicio treabă cu lumea jujutsu acum câteva luni, că numai ce l-a luat Gojo. Nu ni se pare mult că au trecut na, ani de la sezoane, dar în <gântă> anime n-a trecut atât de mult timp. Bă, n-ai de unde să știi, zice mei mei. Poate sunt eu, până la urmă eu tot am ținut pe departe de Shibuya. Zici tu, dar atunci de ce vine ăsta să te omoare? În depărtare se simte ceva ce să fie doi brăbeți. Întreabă mei mei pe Itadori, bă, care crezi că mai puternic dintre ăștia doi și ăla de la ai bătut mai înainte? Cred că e mai puternic decât greierele ăla. Ia mei telefonul, dă un apel și zice, bă, ia lasă-i pe ăștia, să mergem să vedem dacă Gojo e sigilat sau nu. Mecamaru zice, bă, nu putem, pentru că barierele lor sunt mult mai bune decât ale noastre. Nu aveți cum să faceți asta. Sunt patru bariere, aparent. El, pune și bariera în care e gojo. Că e prima barieră care ține oamenii înăuntru, a doua barieră care ține pe gojo înăuntru, a treia barieră care ține vrăjitorii să nu intre înăuntru și a patra barieră pe peste toate ăștia care tot așa ține restul de oameni să nu intre aici. Deci două bariere pentru oameni. Și nu poți să folosești telefonul în barieră. Degeaba sună, că nu sună. Mecamarul îi zice, bă, ascultați-mă că vă ghidez eu, dar să ne grăbim că nu o să rezist prea mult. Și le dă asta comenzi. Lui Tadori zice să se ducă la Shibuya, dar pe la suprafață, gen să iese din stație de aici, să ducă pe deasupra și să zică la toată lumea că Gojo a fost sigilat. Și după aia, să, na, să se adune ca să meargă să-l recupereze pe Gojo. Mei mei să deschidă poarta lui Tadori să iasă, că n-a trebuie să treacă prin ăsta care vine la ei. Dar mei mei zice, bă, dar contul tău bancar mai e deschis, că știți că ea era cu banii. Lasă-mă că dacă Gojo dispare, atât lumea Jujutsu cât și oamenii o să fie distrugi Lasă, lasă contul. Și vine asta, îs doi mă, aparent. Ia le numai, Denji cu Pocita. E puțin mai deformați decât Denji și Pocita, dar ei sunt, ce să mai... Hai să mergem, ok. Și pleacă ăștia peste ei. În partea alta, la Gojo și băieții sigilați, cutia asta cade, mă. O atrage gravitația am pământ, n-ai ba ce ia. <laughs> aici aparica, zice, bă, nu vine să cred despre băiatul ăsta. Face Gojo cutia să plângă. Și stătea Gojo aici sigilați zice, bă, am cam dat un bară sincer. E destul de rău, dacă de rău poate să fie. Ne descurcăm noi. Între <gătă> timp Gojo stând pe spate între schelet și toate Mă bazez pe voi. Băi, momentul ca vrăjitorii pe care i-a antrenat atât de mult și zicând el că bă, generația asta nouă o să fie forță, păi da, no, hai să vedem să facă ceva. Las că și Kakashi a fost sigilat în închisoarea de apă și la salvat n-a atunci. <gătă -i> Aici avem cele două gagici cu băiatul ăsta. Asta zice, se pare că oamenii transfigurați așteptau un clădiri, momentul potrivit și acum atacă oamenii care nu sunt vrăjitori. Se pare că ne mișcăm prea încet, zice Nanami. A trecut ceva timp de când Gojo a plecat. De ce cine au ales ăștia să pună transfigurații, să a și chiar acum. Mă, îți două variante. Este s-a întâmplat ceva înăuntru, sau ei treia să aștepte momentul ăsta ca să facă ceva și să fie parte din strategia lor, pentru că spiritele astea blestemate ăștia nu acționau fără plan niciodată. Eu mă duc să mă ocup de inamicii care au pus bariera, voi doi ocupați-vă de oameni. Și intră ăștia în barieră. Toate trei echipele intră în barieră. Din păcate, băiatul ăsta care i-o cărat pe ai noștri atât de mult timp, la propriu că era și șofer, de cel mai mult era șofer, vorbea aici la telefon, bă, și vine din spate ratatul ăsta și te bagă să în el de vreo 3 ori. Mai țineți de pe asta. A venit atunci cred că în primul sezon când au avut eventul la unde s-au unit cele două școli, s-a pus iar așa o barieră ca să țină pe gojo afară. Da, să mai erau teste pentru acum. Și na, e, e cazanul ăsta care are sabia cu mâner de mână. Și vorbea cu plebo ăsta, asta îi zice, bă, vânează oamenii care sunt din afara barierei. Între timp, Mekamaru avea o cameră de filmat, îi filma pe ăștia, în timp ce vorbeau, că și că închisoarea asta n-a apucat să proceseze de pe gojo toate informațiile despre ce e gojo. Și apare nu poți să o miști, trebuie să stea acolo pe loc să proceseze. Și vede Mahito și sparge camera. Și dice, ghetto, hopa, ne-au văzut fraierii. nu e bine. Vești bune, zice pe camarul lui Tadori, nu poți să le aștea pe Gojo de acolo. Pe păi de ce nu poți să le Pentru că Gojo e Gojo. Mi se pare cea mai bună explicație. N-au ce să facă pentru că Gojo e Gojo. Și acum hai să mergem peste ei. Toți vrăjitorii din toate părțile să vină aici. Și intră în barieră, îi vede pe transfigurații vieții pe aici și începe să-i atace. Bam, pumn în gură, bam, șpiț în cap. Mă apare unul de ăsta mai mare, zice, bam, mama a schemat, nu am nu te-a chemat nimeni. Să bate Itadorii puțin cu el, îi dă un picior și lui ăsta. Se urcă pe clădire, de aici începe să pe Nanamin și la ăștia. Zice Gojo-sensei a fost sigilat. Sigilat, mamă, direct zice Nana Min, băieți. Schimbare de planuri. Haideți să mergem să ne întâlnim cu Itadori. Dacă Gojo a fost sigilat, gata, e finalul. Atât s-a putut pentru omenire. Înapoi la ăștia răi, zic bă, nu-i bine. Știu fraieri unde suntem. Înseamnă că o să vin aici. Băi, eu rămân aici, zice Ghetto. Voi ce faceți? Asta zice că vrea să se ducă după Itadori și bara să omoare, ia o moare că i-au omorât frații atunci. Și după aia să-și arestul fraților care sunt ținuți la jujutul Hai. Lu ăsta nu-i pasă. Jogo, el vrea numai să nu-l omoare pe Itadori, că vrea să-l transforme în sucuna. Și Jogo ăsta are vocea lui Bagi din One Piece. De-abia acum mi-am dat seama, dar seamănă și așa cum se comportă, că jocul ăsta cam e clownul animeului. Se ceartă ăștia puțin aici, Mahito zice, bă, dacă ar fi să aleg și eu aș vrea să-l omor pe Itadori, sincer. Da, mă, pentru că cine mai trebuie nouă sucuna? Acum că e sigilat Gojo, vrăjitorii și spiritele, îți cam la egalitate. Dacă îmi vie sucuna, avem mare avantaj. Dar dacă nu îmi vie sucuna, oricum putem să-i batem și fără el. Așa că hai să-l omorim pe Itadori, de l încolo. Sucuna nu e aliatul nostru, zice Jogo. Chiar și dacă îl înviem pe fraier, s-ar putea să ne omoare. Dacă sucuna vie, după aia o să fie timpul blestemelor. Pentru că, na, cuna fiind The Goat și Gojo fiind sigilat, n-ar avea cine să stea în cale. Vine Mahito cu mare plan. Bă, fiți atenți. Dacă ajung eu primul la Itadori, îl omor. Dacă ajungi tu primul la el, poți să-i dai degetele ca să-l lași pe sucuna să îl posede pe fraier. Ce zici? Ok, ok, deci dacă ajung eu la el și eu îl omor. Se bagă asta. Bine, mă vrei și tu? Hai, bag de tu. Gheto, tu ce faci? Pă, mie mi-e indiferent. Nu o să plec de aici. Jocul zice, pă da, unde da, cer o stare să plecând de aici, că oricum toți vin aici ca să salveze pe Gojo. Între timp, Mahito și Costa care au a -o la fugă. Și zic, a, fraie treaba ta, noi ne-am dus. <laughs> și fugi și asta după ei. Astea două care sau cu ghetto, ai zic lui ăsta, bă, noi te-am ajutat. Dar dă pe ghetto înapoi acum. Hai că da, hai că vi-l dau înapoi. Nu vi-l dau înapoi, le zice. Voi este cazane? Data viitoare, când vă promite cineva ceva, aveți grijă să fie un pact. Pentru că pactul nu avea cum să-l rupă. Și le-a zis să plece până nu le omoară. Și se pune ăsta jos să păzească cutia lui Gojo. Cu Gojo, mă rog, că e, băgat acolo. Între timp, de pe clădire striga la Nanami, dar ăștia ajunseseră deja pe clădire. A stat o striga la ei până îi dă și gro un carate ce peste cap. Și le spune camarul, că ăsta a fost sigilat. În stația și buia e plin de transformați, transigurați, blesteme speciale de toate. Așa atunci, ca să ne putem putem băga peste ei, trebuie neapărat să scăpăm de barieră. Nanami mi zice că se duce el cu Iji Cicun. Da, Iji Cicun e ăla de a muri mai înainte. E n -are de unde să știe. După aia zice la asta, bă, vezi că ai lui Kusakabe și ai lui Zenin de grad special, vrăjitorii, ar trebui să fie aceia și în barieră. Dacă te întâlnești cumva cu ei, zile se întâlnească cu noi și că avem nevoie de ajutorul lor. Și de asemenea, să ai grijă de ăștia doi. Super emoționat asta că Nanami se bazează pe el și le zice, bă, înainte să plecăm, să vă zic două lucruri. În primul rând, din cauza faptului că Gojo a fost sigilat, clanul Gojo o să se ducă. Din clanul Gojo face parte doar Gojo e one man army, știi? Pe de altă parte, a doua problemă, toate blestemele și toți ăștia răi care nu voiau să acționeze de frica lui Gojo, e acum o să acționeze. Deci cel mai probabil vremea oamenilor s-a cam dus în Japonia. Și acum hai să plecăm, să mergem. Ok, mergem. Mergem să salvăm pe Gojo. Și aia e. Așa se termină. După aia, după outro, să vă uitați că mai arată ceva la final. Erau ăștia trei aici. Ziceau, bă, nimă, Gojo a fost sigilat. la că își merită soarta. Așa să-l o dai el toată ziua, că e cel mai bun, că e șmecher. Na, nimă. Mă, mă întreb ce se va întâmpla acum cu lumea. Păi nimic. Oamenii o să blesteme, o să fie blestemați și o să moară. Ca și până acum. Iar următorul episod se numește seans ce o fi și asta. Vedem noi în episodul care vine despre ce e vorba. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să băgați un like și un comentariu că ne ajută foarte mult și ne au de mâine cu un nou clip.